Iar acum vă invit să îl urmăriți pe jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu. Urmează Sărbătorile Săptămânii. Hristos a înviat. Suntem iată în Duminica Sfântului Apostol Toma, cel vestit pentru că și-a pus degetul în rana din coasta Mântuitorului, dar și pentru că l-a propovăduit pe Hristos tocmai în părțile Indiei. Am întrebat mereu de ce Mântuitorul s-a arătat ucenicilor trecând prin ușile încuiate, sau femeilor mironosițe, sau celor doi pe drumul Emausului, și nu s-a arătat și lui Toma în particular, separat, la un alt moment, ci abia după 8 zile, când Toma era din nou împreună cu ceilalți apostoli. Păi cred că tocmai aici e cheia. Mântuitorul nu i s-a arătat lui Toma pentru că era singur, pentru că se distanțase de ceilalți apostoli, că tot e un cuvânt la modă. Iar Mântuitorul, care a făgăduit că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo va fi și El în mijlocul lor, asta a și făcut. S-a arătat apostolilor care erau împreună și nu s-a arătat lui Toma, care era singur. Mântuitorul ne cere comuniune și iată pilda Sfântului Apostol Toma, că această comuniune nu trebuie să fie numai în cuget, numai în duh. Oamenii sunt purtători de trup. Hristos ne cere să fim împreună și fizic cu trupul. Așadar să nu ne amăgim. Televiziunea, media în general sau internetul, rețelele zise de socializare, nu sunt comuniunea pe care ne-o cere Hristos și nu-i pot ține locul. Un pusnic de la Sicăstria spunea nu de mult că sfârșitul lumii va veni când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin. Iadul este prin excelență locul însingurării, în care cei osândiți sunt conștienți de existența lor, de existența lui Dumnezeu și a celorlalți, dar nu pot face nimic ca să se apropie între ei. Însingurarea înfricoșează și aduce nefericire. Înfricoșarea pe care o trăim de ceva vreme, amenințarea cu moartea, toate acestea nu pot fi de la Dumnezeu, pentru că primele cuvinte ale lui Hristos înviat au fost bucurați-vă și nu vă temeți. Și totuși, înfricoșarea aceasta prinde. Bine spunea cineva că niciodată nu s-a temut omul mai mult de moarte ca acum, când nu se mai teme de Dumnezeu. Doamne ajută!